mercoledì fa, se dice moro per giugno neanche da dato un punto farinca di banca di mondo. Per numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Împărate Ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindeni ești și pe toate le primești, vistierul bunătăților și dătătorile de viață, vino și te sălășduiește într-un noi și ne curățește de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, într-un numele Domnului Părinte, binecuvintează. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și părtășia Sfântului Duh să fie cu noi cu toți. Amin. Dragii mei, în rugămasa aceasta, în săptămâna a 5-a Apostolului Celui Mare, ne-am gândit să reedităm, cu ajutorul lui Dumnezeu, seara duhovnicească pe care am inaugurat-o, seriile pe care nădăjduim să le numim seri, să fie mai multe, pe care le-am inaugurat în postul Crăciunului, anul trecut, când l-am avut ca invitație Părintele Ciprian Negreanu de la Cluj. Astăzi, iată, îl avem în mijlocul nostru pe Părintele Pantelimon Șușnea de la Mănăstirea Oașa, Schitul Găgut, unul care se află în fața noastră, purtând haina monahală. Nu pentru că l-a silit cineva, a ajuns la această certitudine în urma unor căutări. În urma unor căutări care, la sfârșit, s-au împlinit în a-L sluji pe Dumnezeu. A descoperit din lăuntru credința ortodoxă, a trecut prin vremuri de frământări, prin căutări. Și la capătul lor, iată, îl avem astăzi aici și ne va da câteva răspunsuri. Sau va aprinde, va încerca să aprindă în mintea noastră câteva beculețe sau semne de întrebare care să ne facă și pe noi să ne gândim la identitatea noastră de copii ai lui Dumnezeu, de fii ai lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu vrea să aibă în fiecare dintre noi un partener de dialog. Nu suntem doar așa o masă comună pe care o mută cineva dintr-o parte într-alta. Trebuie să ne redescoperim pe noi înșine. Și Părintele ne va ajuta în seara aceasta să ne luminăm și să ne dumirim în această privință. Părinte Pantelimon, bine ați venit la Turda și sperăm că ne vom mai revedea și altă dată. Domnul ajută și nu m-am găsit. Mulțumesc, Părintele, pentru cuvânt și pentru invitație. Tema care a propus-o, este tema care prilejuiește această întâlnire, se referă la muzica. Ce este muzica, dacă este să ne gândim? Este, în primul rând, un limbaj. Oamenii comunică mult dincolo de cuvinte și dacă se poate spune despre imagine că face cât 1000 de cuvinte, la fel se poate spune și despre muzică, că poate să înlocuiască cuvintele. Muzica este un limbaj și muzica este o sursă de frumos în viața noastră. Nici nu v-ați gândit, poate, sau nu, cu puțin ne dăm seama în ce măsură avem nevoie de frumusețe în viața noastră. Frumusețea, ea se manifestă în foarte multe feluri. Există, să spunem așa,
multe nivele de frumusețe, dar în toate se caută ceva mai bun, ceva mai frumos și se manifestă căutarea omului de ceva mai bun și ceva mai frumos. Vă spuneam că muzica este un limbaj de comunicare, este un limbaj de comunicare non-verbal. Adică muzica, dincolo de cuvinte, acum vorbim despre muzică, pentru că melodiile nu sunt altceva decât niște poezii, cu sau fără rimă, pusă pe muzică. Dar, însăși muzica, dincolo de cuvinte, este un limbaj. În special, tinerii, care la vârsta aia te cauți pe tine însuți, ei trăiesc muzica cu foarte mare intensitate. Adică trăiești muzica de multe ori până la a te identifica cu ea, până la identificare. Și dacă privești ce muzică ascultă o persoană, pentru că el se oglindește în muzica pe care o ascultă, el nu poate să-ți explice de ce o ascultă. Spune că îi place. Adică că pentru el este frumoasă. Dar muzica spune ceva despre persoana care o ascultă. Adică dacă sunt persoane care ascultă diferite tipuri de muzică. Hai să vedem care sunt, să zicem așa, tipurile mari de muzică. Muzica folclorică. Există muzică rock. Pop. Și așa mai departe, manele. Ce asculți spune ceva despre tine. Adică există exemplu oameni care ascultă muzică simfonică. Există oameni care sunt preocupați de să zicem, muzici în acestea străvechi și caută muzică, eu știu, mongolă, sârbească, America, de la indieni americani și așa mai departe. De la amero-indieni, tot felul de muzici. Și, cum ziceam, muzica arată, în ceea ce îl privește pe om, un anumit grad de percepție a frumosului. O anumită capacitate de a percepe mai mult sau mai puțin din frumos. Adică, dacă vă uitați ce muzică ascultă un copil, în niciun caz nu ascultă muzică simfonică, decât dacă e Mozart să scrie la 8 ani prima simfonie. Sau la câte ani? 5 ani? La 6. La 6 ani prima simfonie. Dar un copil nu ascultă muzică simfonică pentru că nivelul de percepție este foarte redus. Uitați-vă în planul imagine. Ce culori preferă un copil? Culorile cele mai stridente. Nu? Evident. De ce? Pentru că un copil este în dezvoltare și percepția lui se dezvoltă. Pornește de la lucrurile cele mai puternice, cele mai evidente și cele mai simple, pe măsură ce, eu știu, prin educație sau printr-o sensibilitate a lui, îi crește puterea de percepție, ajunge să-și rafineze această putere de percepție. Așa și cu muzica. Există
o muzică destul de primitivă. Și ca text, și ca și acorduri muzicale, există, cum ziceam, muzica rock ca o muzică a revoltei. A oamenilor care sunt non-conformiști, a oamenilor care încearcă să fie, să iasă din sfera comunului. Există o muzică care merge în tandem cu stările care se obțin pe bază chimică, drogul și așa mai departe. Muzica alt și alte, care cu adevărat o percepi când introduci ceva în tine. Ziceam, spune ceva muzica despre tine. Dacă ești la nivelul anelelor, dacă ești la nivelul muzicii pop, dacă ești la nivelul muzicii simfonice sau la nivelul muzicii rock, spune ceva despre tine. Un tânăr este în căutarea sinelui. Și atunci când descoperă ceva care simte că îl reprezintă, se atașează de acel ceva. Și așa este și cu muzica. Adică te lipești de ceea ce simți că este pe aceeași nivel de frecvență cu tine. Are același wave, cum se zice, aceeași vibrație. Dar pe măsură ce omul înaintează, ar trebui să înainteze și această percepție a muzicii, a frumosului, și să evolueze. Zicea Petre Țuțea că un tânăr până la 25 de ani este firesc să fie cu orientări de stânga, iar după aceea, după 25 de ani, să fie cu orientări de dreapta. Că se produce o schimbare a percepției. Vă ziceam că noi muzica o ascultăm și din nevoia de frumos. Adică frumusețea în viața omului nu este niciun lux, nu este niciun capriciu, este o necesitate. Gândiți-vă că numai ceea ce este frumos exercită atracția. Și aici, cum ziceam, nivelul de percepție a frumosului spune ceva despre tine. Când te uiți la un om, ce percepi la el? Ce tip de frumusețe percepi la el? Dacă poți să treci, să zicem, dincolo de suprafață, care este nivelul prim de percepție? Dacă poți să vezi ceva, să zicem, din frumusețea intelectuală a unei persoane, adică dincolo de cum arată, să vezi și cum gândește. După aceea, mai departe, dacă poți să vezi frumusețea personalității, chiar a unui caracter dificil, poate pe de altă parte să fie și o persoană complexă. Așa și până la a putea să percepi frumusețea sufletului. Dacă are suflet frumos, o persoană. Dacă are suflet activ, asta este foarte important, dacă ai sufletul activ. Sau trăiești mai mult în planul exteriorității tale. Dincolo de gustul, deci am gust, să știți vorba asta, că gusturile nu se discută, nu se discută gusturile, dar spun ceva despre tine. Dincolo de gusturi, e foarte important să-ți dai seama ce vrei de la viață. Adică,
nu e suficient să îți umpli viața cu ceva frumos, eu știu, să mergi. Câte lucruri frumoase care țin de lumea asta, sunt atâtea moduri în care noi ne putem împărtăși de frumusețe în lume. Vă ziceam că frumusețea este de strictă necesitate. Cauți frumusețea în persoană. Frumusețea este ceea ce cauți în persoană. Frumusețea este ceea ce cauți atunci când mergi în natură. Nu? Deci, recunoaștem că frumusețea ne hrănește și este necesitatea noastră. La fel cum urâtul ne obosește. Urâtul e ca o agresiune asupra noastră. Ia, gândiți-vă ce înseamnă un, să zicem, un cartier industrial. Nu știu, de fabrici, de asta. Ce estetică are locul acela? Să trăiești acolo. Îți dai seama că chiar trăind într-un oraș, zicem așa, l-am dat simți nevoia să bați câmpii la propriu. Adică simți nevoia să ieși în natură, pentru că este o nevoie. Frumusețea este o nevoie. De-aia cauți prietenire. Cauți pentru ceea ce este frumos într-o prietenie. Deci cauți lucrurile care iasă din sfera comunului și a banalului. Și vă ziceam că este foarte important, dincolo de a-ți umple viața cu tot felul de lucruri, este să te gândești dacă viața ta are o direcție. Muzica poate să poți să o asculti și dacă îți spune și dacă nu spune nimic. Dar, fiind un limbaj, muzica aia introduce ceva în timp. Și să știți că muzica, în general, fiind un limbaj non-verbal, neadresându-se intelectului, decât într-o oarecare măsură mai mult muzica românească, pentru că asta înțelegi partea de text, dar însăși linia melodică este un limbaj care îți schimbă starea, îți dă o stare. Adică muzica apasă niște butoane și activează ceva în tine. Și trebuie să te gândești muzica pe care o asculți, în ce direcție te împinge. Ușor, discret. Nu e vorba de să pună mărul și te împingă. Dar te duce într-o direcție. Și întrebarea este, așa, dacă tu te-ai gândit vreodată că ai o direcție în viață. Direcție înseamnă că mergi înspre ceva. Când ai o mișcare browniană, mergi în toate direcțiile, acum bate vântul din partea asta, mergi în partea asta, în care parte bate vântul, înseamnă că eu nu am direcție. Și atunci, da, îmi umplu viața cu tot ce mi-a să în față. Toate ofertele, să spunem așa, a lumii, numai că dacă nu mergi într-o direcție, poți să te întâlnești niciodată cu tine însuți. Asta este treaba. Oamenii care trăiesc așa, influențați de toate, le iau pe toate de bune, nu se gândesc, nu-și formează o viziune, o concepție de viață. Nu au o concepție. Nu știu dacă ați văzut așa, dar în general, în tradiție și în orice disciplină, că e vorba de o disciplină, există un cod. Un cod de viață. Și noi, ca și călugări, trăim după un cod de viață. Și, eu știu, dacă știți de la istorie sau din cultura voastră, războinicii japonezi, samuraii, aveau codul Bushido. Era codul războinicului. Dar era mai mult decât o tehnică militară. Adică, ei ce învățau? Începeau cu sabia. Dar după aia ajungeau să treacă la desen. Ajungeau să treacă la poezie, poezia lor japoneză, cu haiku, la caligrafie. După aia încercau să aplice principiul acela de viață, codul ăla, Bushido, de exemplu, în administrație, în agricultură.
Deci nu era o treabă din aceasta unilateral, dar aveau un cod. Trăiau după un cod și aveau o cauză. Aveau o cauză, luptau pentru o cauză. Care era onoarea, era, aveau ei principiile care țineau de codul lor. Na, dacă nu trăiești după niciun cod și trăiești așa, de alea, tu nu ajungi să te formezi, ca și om. Și nu-ți formezi nici caracterul, nici personalitatea, personalitatea se compune în timp real din tot felul de, să zicem, lucruri care îți apar în față, dar tu nu ajungi să îți formezi o personalitate și niciun caz o personalitate puternică. Personalitate puternică și tărie de caracter au oamenii care, poate ați auzit expresia, care știu ce vor. Chiar dacă poate vor ceva rău, dar știu ce vor. Adică și-au propus ceva și își urmăresc acel scop. Da. Aia sunt oameni activi. Cei care doar se mișcă așa, sunt în mișcare, sunt agitați, dar nu sunt activi. Sunt pasivi în viața lor. Dar atunci, și chestiunea asta cu muzica, nu este, în orice caz, nu este nimic grav, să spunem așa, decât, cum zicea Maia, care încep la un dat să ieși niște substanțe, acolo ești pierdut. Dar asta este, sunt etape din viața ta. Un tânăr când intră în viață, primul contact pe care îl are, îl are cu conștiința de sine. Un copil, știți că un copil tot timpul cere răspunsul. Dar de ce așa? Dar ce e? Dar așa e, obosește pe părinți cu răspunsul. După ce mai crește un pic, în pubertate, chiar refuză răspunsurile, adică refuză să mai răscrească cineva, poate. Nu ne-a dat. Dar ajunge la conștiința că el trebuie să-și gândească viața și că el trebuie să tragă concluzie, mai trebuie să tragă alții concluziile pentru el. Deci este o etapă din, să zicem așa, din viața noastră, din vârstele noastre, prima etapă în care devii conștient de tine însuți și încerci să te înțelegi. După aceea, vine momentul în care îți descoperi exterioritatea ta și începi să îți explorezi exterioritatea și descoperi exterioritatea lumii. Și începi să cauți, să descoperi, să cauți să înțelegi, să cauți să experimentezi. De-aia ziceam, nu este nimica grav, că nimeni nu te condamnă pentru ce muzică asculți ca și tânăr. Da, este o chestiune, astăzi asculți ceva și am pornit, când am fost la liceu, nu am fost educat creștin, zicem așa, de mic. Trei pe vremea comuniștilor, la 13 ani, aveam 13 ani când a fost Revoluția, n-am făcut religie la școală, am făcut, specialitatea mea este artele vizuale, am făcut și liceul și facultatea de pictură. Na, fiind la liceu de arte, clar că încercam și eu să fiu cât mai, nu mai ieșit din comun. Și ascultam ce ascultam, muzică rock ascultam. Și, da, după aceea, dându-mi seama că, cel puțin în planul vizual, că am nevoie de drumător, eu eram bun la ceva, nu eram bun la toate. N-aveam cultură muzicală suficientă. Și atunci mi-am stabilit mentor. Oameni care vedeam că sunt preocupați și au o cultură vastă. Și ziceam, mă, e atâta muzică, ascultăm tu ce să ascult. Și îmi dădeam. Și am început să diversific. Muzica. La fel am procedat și în privința lecturii. Adică
am mers la niște prieteni de familie, el profesor universitar de istorie, și tatăl prietenilor, și am văzut câte mai biblioteca de mii de cărți. Și am zis, n-am timp să o citesc pe toată, n-am timp să o iau de la stânga la dreapta, la stânga la dreapta, de jos în sus. Atunci mi-am dat seama că trebuie să-mi stabilesc un mentor, cineva care să-mi spună, uite, citește asta, că e o carte bună, uite, pe nivelul tău e foarte bun. Și așa, am început și cu lectura, și cu muzica, să am îndrumător și am ajuns să ascult și lucruri mai... Cumva să rafinez percepția. Muzica transportă o informație în sufletul tău. Și transportă această informație ocolind intelectul. Adică orice informație formulată sub formă de cuvinte, de concepte, o poți înțelege și poți să-ți dai seama dacă ești de acord sau nu ești de acord cu opinia respectivă. Muzica, fiind un limbaj non-verbal, ocolește intelectul, dar transportă un anumit tip de mesaj în sufletul tău. Și la un moment dat îți vine să faci ceva. De exemplu, eu știu, v-am spus că ascultam muzică rock, dar îți dădea muzică rock, îți dădea o energie. Pentru că este o muzică destul de vibrată, așa. Îți dă o energie, dar este o energie care îți induce și starea de revoltă. Da, și nouă atâtea motive pentru care să ne revoltăm în ziua de astăzi. Deci, sunt atâtea lucruri care tot ni se aduc în față ca noi să ne revoltăm. Da, dar după aceea mi-am dat seama că, de fapt, n-are rost să mă lupt eu cu sistemul. Nu în sensul că nu poate fi schimbat sistemul. Ci în sensul în care lupta cea mai importantă este cu mine însumi. Eu degeaba vreau să schimb sistemul, dacă nu mă schimb pe mine. Adică, degeaba, ca și voi, ca și elevi, ziceți că se dispară toți corupții, se dispară, de acord, dacă voi copiați. E vorba de o corupție la nivelul tău. Adică, știți cum zice, astăzi fur puțin, un ou, mâine fur un bou, funcție de cât poți. Dar, ideea este că e mult mai confortabil să te revolți împotriva altora, adică să ceri ca alții să se schimbe, ca ție să-ți fie bine, decât să-ți asumi propria ta luptă, cea cu tine însuți. Așa, atunci, asta ziceam, căutați în continuare, nu vă opriți. Ce vă mai dau e așa un îndemn referitor la muzică și la orice este frumos, este să vă gândiți cât suflet conține. Nu știu cât sunteți de pe vară, cât ați fost, cât ați vizitat Valea Rieșului, cât ați fost prin sat din acestea tradiționale, cât mai poate să păstreze tradiția, cât aveți contact cu tradiția. Dar eu țin minte trăirea mea când eram student, m-am născut și am crescut în Timișoara, într-un oraș cosmopolit. Chiar și pe vremea Ceaușescu, chiar pe vremea comunismului. Un oraș cosmopolit și occidentalizat. Și mi-aduc aminte când eram student, am ajuns să vin la o mănăstire aici,
pe Valea Rieșului, la Mănăstirea Poșoara, unde am și intrat în mănăstire, că acolo am început cu toții. De la Poșoara ne-am mutat la Vașa. Și mi-aduc aminte diferența uriașă între Timișoara și, să zicem, satul Poșoara. Adică, pe vremea aia, când eram în studiat, funcționa mucănița. Veneam cu trenul până în Câmpia Turzii, din Câmpia Turzii luam un autobuz până în Turda, din Turda luam mucănița. Da, păi, când urcam numai pe drumul ăla și treceam prin satele acelea, mai aveau încă șuri din lemn și acoperite de paie, da, fiind în zona asta a fotogenicului, ca să zic așa, eram foarte impresionat de frumusețea acestor locuri, dar, da, viață grea. Dau seama că oamenii m-au trăit, ale erau casele lor. Era viață grea, dar foarte frumos. Și toate lucrurile, am și intrat în casă, în acestea mici, în care trebuia să stai un pic așa plecat, că să nu te freci de tavan. Dar era o atmosferă și era suflet în orice lucru. Era suflet în casă, în pereți, era suflet în orice obiect. Este foarte mult suflet și în portul românesc. Este și în uneltele cu care lucrau, unelte făcute de mână. Era suflet pus. Și, pe de altă parte, am ajuns și la Dresda. Am ajuns și la Düsseldorf, la Muzeul de Artă Modernă din Düsseldorf. Pentru că asta este domeniul meu. Am ajuns și la Metropolitan Museum. Am văzut secția de artă modernă. Și ce am văzut este că e foarte puțin suflet. Ca și, cum ziceam, ca și în blocurile comuniste, ca și într-o zonă în aceasta industrială, care este rezultatul unei gândiri. O zonă industrială este rezultatul unei gândiri, este rezultatul unui proces intelectual. Dar nu are suflet. Și atunci, e un lucru pe care puteți să-l evaluați, fiecare. Să vă dați seama orice lucru din viața voastră, că pare frumos, că este frumos, că este interesant, dar are suflet. Chiar și în relațiile dintre voi. Muzica asta, care o asculți, da, interesantă, e șmecheră, cum vrei să zici. Dar nu are suflet cât are, de exemplu, muzica populară. Eu când eram tânăr, nu suportam muzica populară. Nu am ascultat. Și vorbim cu un părinte, mi-a zis, uite, care-i treaba cu muzică, uite ce interesant e muzica asta. Și mi-a zis, da, dar, zice, muzica populară este nouă. Și aici vorbim de folclor autentic, nu vorbim de tot felul de lucruri de nișă, adică de graniță între folclor și mai. Vorbim de folclor autentic. Are suflet. Oamenii dinainte au pus suflet în tot ce făceau. Erau oameni de cuvânt. Adică și în cuvinte și toate lucrurile care le-au făcut au pus un suflet și au pus un suflet plin. Omul pune suflet în tot ceea ce face. Dar dacă sufletul lui este gol, lucrul pe care îl face transmite golul lui. De aceea sunt așa de opositoare toate aceste producții comuniste, pentru că au fost oameni atei. A fost o viziune ateie care a creat lucruri fără suflet și de aceea sunt atât de obositoare. Că ziceam că urâtul, că frumusețea este o necesitate și că urâtul ne obosește. Ne obosește, efectiv ne consumă, ne golește. Îți scoate energia din tine. De aceea simți poate nevoia să mergi să te încarci. Dar, cum ziceam, acesta este un criteriu. Bine, ascultăm de toate, ne plac multe lucruri. Dar se hrănește sufletul cu ceva. Există suflet în el.
Asta este un criteriu pe care, dacă nu acesta îl rețineți din toată întâlnirea noastră, este un punct, un punct de plecare. Mulțumim, Părintele Pantelimon. Acum vă așteptăm, ca și data trecută, să vă notați pe bilețele întrebările pe care le aveți referitoare la această temă, dar nu numai la aceasta, ci și la celelalte căutări ale voastre. Pentru că dacă sunteți sinceri cu voi înșivă și dacă suntem sinceri cu noi înșine, toți avem căutări. Unii le mărturisim, alții nu le mărturisim, alții avem teamă să le exprimăm, să le comunicăm. Iată, acum aveți posibilitatea să le scrieți aceste căutări, aceste gânduri și să încercăm împreună să ne dumirim în minutele ce urmează. Până când voi o să vă aștepteți întrebările pe acele hârtii, îl mai rugăm pe Părintele Pantelimon ceva, pentru că săptămâna aceasta a 5-a Apostului a fost miercuri seară denia canonului celui mare al Sfântului Andrei Criteanu și acolo, la un moment dat, se spune așa: căzut am între tâlharii gândurilor mele și acum zac gol și mă rușinez, să ne adreseze câteva cuvinte legate de acest tropar, de această cântare, care, iată, parcă e tema, parcă în ea se regăsește, se regăsesc și cuvintele pe care ni le-a adresat Părintele și ne regăsim și noi. Pentru că astăzi suntem atât de căzuți între tâlharii gândurilor care vin din toate părțile și ne mână într-o parte și în alta. Întrebările le puteți spune și direct. Adică nu trebuie să fie o întâlnire formală sau convențională. Dacă aveți întrebări, le puteți să spune. Referitor la ce a zis Părintele, este tema, ca să spunem așa, acestei săptămâni. Adică tema Fiului Risipitor. Și astăzi la slujbă era o cântare care zicea că coborând din Ierusalimul, Ierusalim se traduce cetatea păcii. Asta se numește Ierusalim. Ce coborând din Ierusalimul voii lui Dumnezeu și mergând spre Ierihon, coborând spre Ierihonul patimilor, am căzut între tâlhari care m-au dezbrăcat de haină și m-au rănit. Preotul, văzând rana sufletului meu, s-a ferit. La fel și levitul s-a scârbit. Și după aceea vorbim cu Hristos în cântare și zicem ca El să vină și să ne tămăduiască. Adică în Noul Testament există niște teme simbolice, foarte puternice. Cum e, de exemplu, tema Fiului Risipitor. Cum e tema aceasta cu Samarianul Milostiv. Care, de fapt, ne vorbesc despre căderea omului
și despre vindecarea Lui, despre întoarcerea Lui. Ca și în tema Fiului Risipitor, ca și în această temă a Samarienului Milostiv, care este Dumnezeu, care vine și ea ființa umană căzută și rănită și mutilată, așa, și o oblojește, ca zic așa, o tratează. Cu ce o tratează? Cu vin și un de lemn. Adică cu Sfânta Împărtășanie și cu masă. Cu botez. Cu mirungerea. Cu Duhul Sfânt. Așa și îl duce și îl încredințează spre vindecare, spre, adică spre purtare de grijă, bisericii. Hanul și Hangiul, unde este dus omul acesta bolnav, rănit, așa, este altceva decât biserica, căruia este încredințat omul, până când Domnul Hristos se va întoarce. Și îi dă două mânezi Hangiului, îi spune, uite, cu acestea două ia și să le folosești pentru vindecarea lui. Cele două mânezi, cei doi dinari, nu sunt altceva decât Noul și Vechiul Testament. Sunt niște teme foarte mari, foarte frumoase, care sunt prezentate pe larg la aceste, la slujbele din această săptămână. Așa. Mare parte din întrebări, Părinte, sunt referitoare la muzică. Nu. Dar începem cu una care zice așa. Ce părere aveți despre adolescenții care înjură, fumează, beau, se droghează, dar în afară se dau credincioși, merg la biserică? Depinde. Depinde. Una e să te dai, alta poate chiar să fii. Există oameni care au conflict interior. Au pornit contradictorii ei. Au pornire și spre rău, și spre bine. Am primit la un moment dat o istorie asta foarte scurtă, cu dialogul dintre doi amero-indieni și îl întreabă tânărul indian pe bătrân, adică vorbesc și îi spune bătrânul, uite, doi șerochi. Deci șerochi zice, bătrân, uite, în fiecare dintre noi sunt doi lupi. Unul bun și unul rău. Și uite, bătrânul, care e ăla bun, care e cel rău? Îi zice, lupul bun, el a virtuțile, mila, delicatețea, blândețea, bunătatea, altruismul, disponibilitatea, răbdarea. Și cel rău? Deci cel rău e mânia, agresivitatea, dorința de dominare, răutatea, patimile, vicile. Și zice, acești doi lupi se luptă unul cu celălalt. Și întreabă tânărul, zice, și care dintre ei va câștiga? Și spune bătrânul, cel pe care îl vei hrăni. Adică, nimeni nu se naște sfânt sau creștin. Asta devii dacă știi ce să hrănești în tine,
Dacă știi care dintre lupi să-i hrănești, și dacă știi cui să ții parte, Sfântul este un om care nu a avut nicio tentație, nu a avut nicio încercare, ci a trăit toată viața zen, așa, într-o stare de extaz. Sfinții sunt oameni care și-au muncit firea, care s-au luptat crunt cu ei. Adică nu poți ajunge la performanță în afara efortului. Și atunci Sfântul este un om care nu are niciun fel de ispite niciodată. Uitați să tot în această săptămână, tot miercuri, s-a citit viața Sfintei Mariei Egipteane. Și avem două modele de sfinți. Unul care de mic copil a trăit creștinește, mai fapte bune. Era adolescent, 13-14 ani, când a plecat la mănăstire, a ajuns preot, slujea, era foarte credincios. A ajuns să facă minuni. Și se roagă la Dumnezeu să primească folos de la cineva, mai presus de el. Și uite minte Dumnezeu în pustie, unde se întâlnește cu Maria Egipteană, care, tot de la vârsta lui, de la 12 ani, a mers și s-a prostituat. Și am putea zice că, dacă e să privești așa un pic lucrurile, că era infoman, adică nu făcea pentru bani de la asta. Și, la un moment dat, vrea să intre în biserică, ea în Ierusalim, era egipteancă, și a mers la Ierusalim și vrea să intre în biserică și nu putea, împiedica o putere. Și după ce a trecut 17 ani în desfrânare, pleacă în pustie și trăiește 17 ani de luptă cu ea. Și zice că avea luptă, adică avea pornire să se întoarcă înapoi, la viața de dinainte. Adică faptul că s-a întors la Dumnezeu nu înseamnă că a pornit din degete și a dispărut orice încercare. Câți ani a făcut păcate? 17 ani. Tot atâția ani i-a trebuit să ajungă la curăție. Dar în condiții de luptă. Da. Și atunci, ca și tânăr, poți să fii ipocrit. Și cel mai urât lucru să fii ipocrit. Dar poți să fii și realist. Adică să-ți dai seama că tânjești după o viață superioară, dar că ești la mijloc. Că trăiești și o stare în care există tendință și se manifestă tendință și porniri și tentații în tine, în direcția cealaltă. Și atunci, ipocrizia, vă dați seama și cu toții, viclenia, ipocrizia este poate unul dintre cele mai urâte trăsături de caracter al unei persoane. Dar să nu presupunem așa de ușor ipocrizia. Sunt oameni care se luptă, care încearcă, na, au doi lupi în ei. Amândoi sunt bine hrăniți. Că dincolo de hrana care o dai tu, ei mai sunt hrăniți și din afară. Adică să atâtea lucruri care tu le receptezi și care îți alimentează partea, să zicem, instinctuală. Chiar și muzica. Îmi ziceam, muzica apasă niște butoane. Muzica trezește niște trăiri în tine. Adică trezește niște senzații. Da. Că... Dar adevărat e că și tu poți să, ca să spunem așa, să cenzurezi. Da, că anumită muzică trezește în mine patimii. O cenzurezi. Nu las așa să
să se hrănească lucrul cel rău de toate și eu după aia să sper că lucrul cel bun, care, na, te rogi, nu te rogi, sau te rogi așa minimal. Te lupți cu tine, încerci să-ți păstrezi libertatea care o ai, încerci să te ferești de dependență, încerci să-ți lucrezi tăria de caracter. Puțin. Na, păi lucrul cel bun săracul e cam scheletic, așa. Cât de mult influențează muzica la care suntem expuși la TV, spre exemplu, coloana sonoră la filmele cu Tom și Jerry, și cât de mult ne influențează preferințele acestea muzicale? Acum, nu știu, n-am auzit muzică rock în Tom și Jerry, și eu muzică rock am ascultat. Și vă știți că vedeam și mai duminica Tom și Jerry, chiar și el îți auzit. Și bine că era 20 de minute cu desea animată. Sunt exemple separate. Coloana sonoră din filme sau Tom și Jerry, de exemplu, erau de multe ori Beethoven sau Strauss, cele clasice, cel puțin. Nu e dat Tom și Jerry cu Pacina, de exemplu. Da, da, nu știu. Păi cât de mult te influențează, poți să-ți dai seama că, de exemplu, dacă ai avut experiența să te uiți la un film fără să auzi nimic. Na. Cel puțin un film de groază, acolo este determinantă coloana sonoră, nu neapărat muzica, dar coloana sonoră. Na, deci e clar că asta am spus, că poate putem cu toții să ne dăm seama o muzică, ce stare privează în mine. Ce părere aveți despre muzica rap, despre manele, despre festivalul Antol? Sunt chestiuni care, am zis, nu, eu nu o să stai aici să judec. Poate cineva să asculte astăzi manele și peste un an de zile să asculte muzică elevată. Adică, na, dacă bătrânești în manele, ce să zic decât că îmi pare rău pentru tine, da? Nu te judec nici așa. Îmi pare rău, nu te judec, adică nu te disprețuiesc. Dar îmi pare rău. Îmi pare rău că nu ai avut șansa de ceva mai bun. Despre Antold, acolo este treaba mult mai complexă. Adică, în general, una este să asculți muzică, alta este să participi la o manifestare din asta de masă, în care simți că devii una cu încă 100.000 de oameni. Și că, eu știu, ai aceeași mișcare, aceleași cumva, că ești pe aceeași frecvență. Este un sentiment de putere și de forță pe care îl ai. Este lucru pe care, sincer, cea când participi la o manifestație mare, de masă. Masa, participarea la masă, prezența în masă, îți dă sentimentul de putere. Numai că nu este real. Este strict conjunctural. Toți acei 200.000 de oameni care pot fi la un moment dat pe un stadion sau 100.000, în fine, câți vor fi simultan, nu sunt altceva decât grupuri de 2-3 indivizi care, de fapt, nu sunt într-o comuniune decât strict conjuncturală și nu se iubesc unul cu celălalt. Și acolo se merge mai mult pentru această senzație, această de trăire pe care o ai în contextul masei. De muzică, așa cum am zis, na, asculți o muzică, asculți alta, în general trebuie să fii, cum ziceam, prudent. Pentru că e foarte greu, ca și tânăr, să-ți gestionezi stările. Stările sunt foarte puternice la tinerețe. Adică, dacă ești tot numai benzină, păi nu
te juca cu chibrit, cu chibritul sau cu bricheta, că explodezi, că nu-ți da tu singur foc, că mea se aprinde patima în tine. Da, deci, cum ziceam, ce asculți acum, spune ceva, dar nu este, nu este atât de grav. Tinerii sunt într-o dinamică, se schimbă. În prezent mai ascultați rock. Rockul reprezintă o muzică satanistă, între ghilimele. Dacă mergem la petrecere de Halloween, înseamnă că dacă mergi, ești satanist? Nu ești altceva decât, ce să zic, participant la o cultură așa, care are caracter global, poate te crezi mai occidentalizat dacă participi la Halloween. Ideea este că omul simte nevoia de sărbătoare și omul profan își creează sărbători profane. Nu mai ascult muzică rock, evident, că v-am spus că am depășit chestiunea asta de revoltă împotriva acestui, a poluării, da, mă revolt, dar încerc eu să nu poluez. Adică, na, cu ce să mă lupt, cu cine să mă lupt, împotriva cui să mă revolt? Păi am luptat cu mine însumi destul, mai... Deci nu mai simt nevoia să mi se alimenteze, să nu mă mai regăsesc revoltă. A fost o chestiune de tinerețe, a fost o chestiune de căutare. Nu m-a ajutat muzica, nu m-a făcut mai bun muzica rock. De-aia am și părăsit-o. Pentru că sentimentul care l-am avut atunci ca și tânăr, și era vorba de o trăire, așa, de o simțire, era că mă degradez sufletește prin viața pe care o duc. Eu de-aia am ajuns și creștin, nu am ajuns nici din educație, dar am ajuns pentru că încercam să stopez acest proces de descompunere lăuntrică, interioară. Adică simțeam că devin tot mai... că mă uzez, că mă consum. Da, că atunci am părăsit. Nu te duce la împlinire lucrurile astea și muzica asta. Tot în sensul ăsta, întrebările următoare, ce trupe de rock ascultați, ce v-a determinat să ajungeți preot, călugăr, dacă ați fost ateu vreodată, dacă ați fost perceput diferit de către patriarhie, tocmai din pricina asta, și acum, ce muzică vă place să ascultați? Astăzi, o student conferință. Deci, nu știu câte întrebări. Să revenim? Da. Prima, am să încerc să fiu... Ce trupe de rock? Eu ascultam, general, heavy metal, Metallica, ascultam... Adică, încercam să ascult rock, că era și rock mai de graniță, mai comercial. Și nu ascultam rock comercial, ascultam rock autentic. Adică, dacă făceam ceva... Dar eram la liceu de artă, că contează foarte mult să fii autentic în ce faci. Adică dacă faci lucru, să-l faci în firea lui, în felul lui. Dacă ați fost ateu? Am avut, n-am avut, n-am fost educat creștin. Eu vă spun drept, eu după ce am fost învățat în clasa 10-a. Sau 11-a, nu știu exact. Eu n-am știut Tatăl nostru până atunci. Dar, fiind în zona asta a artelor, avem o altă preocupare de sufletesc și de esențial. Și asta nu mi-a închis, niciodată mi-a închis calea către Dumnezeu. Pentru că în artă nu e suficient să faci ceva. Să faci un produs artistic, e vorba de o pictură, e vorba... Ci trebuie să spui ceva prin ceea ce faci și lucrul pe care îl spui să fie relevant.
Că dacă spui o banalitate, că o spui în imagine, că o spui în muzică, că o spui în cuvinte, dacă spui o banalitate, banalitatea nu. N-am fost pe ideea de șoc, să șochez ca să atragi atenția, ci am fost pe ideea de a spune ceva esențial, ceva fundamental, ceva care oamenii da să se regăsească în lucrul respectiv. Și asta înceată mi-a închis calea către credință și, din potrivă, mi-a deschis-o. Ce v-a determinat să ajungeți spre călugăr? Călugăr poate firea mea un pic excentrică și un pic nonconformistă, pentru că, fie vorba, trebuie să știți că modul de viață călugăresc este cel mai nonconformist. Pentru că acum există să zicem, un curent general. Nu știu, nu te conformezi. Nu te conformezi la curentul acesta al lumii. Vrei să ieși din marea masă. Așa și cumva, cum vă ziceam, și preocuparea pentru autentic. Chiar, poate chiar un pic de fire mai aventurieră, pentru că este, na, să știți că a fost foarte mare distanță între cum eram înainte, ca și concepție, ca și viziune, și după aceea. Și o distanță lăuntrică, pe care am parcurs-o tot într-un timp relativ scurt. Na, și s-a trebuit un pic așa de risc, așa de să ai un pic simțul acesta a riscului și al curajului, să te arunci cumva în necunoscut. Dar nu mi-a părut rău și este, ca să zicem așa, viața monahală este versiunea abruptă a trăirii credinței. Care ați mers la munte, știi că poți să mergi cu mașina, pe serpentine, există drumuri de bicicletă, există drumuri de potecă, există drumuri de escaladă, de via ferată sau escaladare liberă, alpinism și așa mai departe. Da, cumva, monahismul este una dintre, zicem așa, variantele cele mai abrupte, dar întotdeauna satisfacția este proporțională cu efortul. Ce rol religios are postul? Statul pe telefon este un păcat? Dacă da, de ce? Știți, Dumnezeu ne dă libertate. Așa. În planul vieții, opusul libertății, care v-ați gândit că este opusul libertății? Spuneți. Dați-vă cu părerea. Care este opusul libertății? Hai să ascultăm niște opinii din sală. Nu? Haideți îndrăzniți, ziceți mai tare, să auzim. Nu e niciun purtător de cuvânt aici între voi? Ziceți, fără purtător de cuvânt? Planul vieții nu este cenzură sau constrângere. Asta este plan social. În planul vieții, opusul libertății este dependența. Asta este. Orice viciu nu este altceva decât o dependență. Ți s-a dat libertatea, dar este foarte greu să ți-o păstrezi. Atunci când ai o dependență, și dependența are manifestările, inclusiv sevrajul. Să știți că există sevraj și după telefon. Sunt droguri ușoare care au sevraj mult mai lung decât alte droguri. Și atunci orice lucru care devine dependență, prin întrebuințare, este o sursă de păcat pentru noi.
Statul pe telefon este păcat dacă devine dependență. Comunicarea pe telefon este păcat, dar în celălalt sens, e păcat să comunici pe telefon când ai putea să comunici față către față. Adică, în sensul ăsta e păcat. Adică, na, e chestiunea de viață, chestiunea vie, interacțiunea vie, este de 10 ori mai calitativă decât interacțiunea pe telefon. Nu știu dacă știți, dacă mai aveți cu adevărat sentimentul adevărat al dorului după o persoană dragă cu care n-am mai avut legătura două săptămâni. Sau da, primești prima veste de la ea, de la acea persoană, peste două săptămâni. Nu mai apuse, ți se facă dor. Dar să știți că există apropiere care depărtează, inclusiv aceasta, pe telefon, e o apropiere care depărtează și există depărtare care apropie. Nu v-ați gândit niciodată să vă întemeiați o familie? Ba da. Adică, cum să nu, eu am fost pornit pe ideea de familie până în penultimul an de facultate. Numai atunci am început să devină plauzibilă perspectiva călugăriei. Eu, după ce am absolvit facultatea, la 5 zile am plecat la mănăstire. După ce am dat și examenul de diplomă. Dar, na, adică nu... N-am plecat la o mănăstire dintr-o incompatibilitate socială. Nu, ci pentru că am dorit altceva. Ce atitudine să avem față de colegii care susțin mișcarea LGBT? Ce argumente putem să ne aducem nouă înșine împotriva ei? În general, tinerii au sentimentul dreptății. Așa? Și atunci ei sunt atrași, așa, li se pare o chestiune de eroism. Să te lupți pentru o cauză și să prezentați cei care sunt de altă orientare, să prezentați ca fiind victime ale unei opresiuni, ale unei discriminări, ale unei așa. Și atunci, na, tinerii, da, să le ia apărarea, sunt atrași să le ia apărarea, să... Dar nu sunt discriminați. Adică, nu are nimeni treabă cu ei. Nu-i omoară nimeni în pietre. Dar e vorba doar așa de... Adică, de o chestiune în care să recunoști firescul și nefirescul. Adică, na, gândiți-vă acum care aveți un pic de cunoștințe anatomice, care este funcția colonului? Știți? Adică alta decât cea utilizată în niște practici de genul ăsta. Adică e clar că nu este după fire. Că pot să fie așa. Pot să ai... Nu te omoară nimeni. Dar trebuie... Na, să alții care au și alte probleme, sporchi. Na, au probleme, au un handicap fizic. Na, și își duc viața din perspectiva asta. Dacă este tăi după porniri, sunt oameni care au pornirea de a ucide. Sau care au pornirea de pedofilie. Pe faptul că are o pornire, nu legitimează și nu face egal cu cel care are pornire normală, cu cel care are o pornire nefirească. Adică, da, te înțeleg că ai aceasta, nu trebuie să te manifeste. Adică dacă ai pornirea de ucide sau pornirea de pedofilie, vai, nu poți să, poate nu să te vindești de ea toată viața, dar nu trebuie să te manifeste. Eu nu te acuz că o ai.
ei și ăsta nu mai poate fi pusă sub semnul normalității. Adică ar fi restul. Acestea au fost întrebările, Părinte. Mulțumim Părintelui Pantelimon pentru semințele de gând pe care le-a sădit în sufletele noastre, să dea Domnul ca măcar unele dintre ele să prindă rădăcină, să încolțească și să ne facă să ne dumirim și să ne ajute să ne redescoperim pe noi înșine, în locul în care suntem. E foarte important să ne cunoaștem locul. Părintele și-a găsit locul. Și l-a găsit și dacă și-a găsit locul, acolo își dă măsura darului pe care Dumnezeu l-a pus în ființa și în tot ceea ce reprezintă Părintele. Așa că e foarte important, dragii mei, fiecare dintre noi să căutăm a ne găsi locul și acolo, în locul acela, să ne luăm părtași pe Dumnezeu la lucrarea pe care ne pune înainte. Și atunci nu ne vom simți singuri, nu ne vom pierde identitatea, nu vom căuta înlocuitori surogate ale vieții reale, ci vom gusta din plin viața. Ortodoxia asta este până la urmă. Viața trăită din plin și frumos. Nu ne amăgește Dumnezeu când ne cheamă să mergem după El, pentru că El este viața. Chiar așa este. Dar până să ajungem acolo, e nevoie să facem efort. E nevoie să murim față de apucăturile noastre, față de toate cele care ne subjugă, ne robesc, ne anulează libertatea și apoi să cunoaștem singurul adevăr care e însuși Dumnezeu. Pe care dacă îl vom cunoaște, vom deveni liberi. El însuși a zis-o asta. Și abia în starea aceasta, vedeți paradoxal, de robie a lui Dumnezeu, omul își cunoaște libertatea. Pentru că dacă suntem ai lui Dumnezeu, cât putem noi, cât de mult, atunci nu mai suntem mai buni din păcate, așa de mult. Și cu cât scoatem din noi păcatele și apucăturile, cu atât e mai mult loc pentru Dumnezeu. Care nu vrea să ne robească în sensul acesta de a fi dependenți, anulându-ne libertatea și identitatea noastră. Ce avea în Dumnezeu, identitatea noastră este plenară. Abia atunci avem putere. O putere reală, care ne vine din faptul că El este în lăuntru. El este viața noastră și focul care ne luminează ființa și ne încălzește. Mulțumim Părintelui pentru toată dragostea pe care a sădit-o și lămurile pe care ne-a adus. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Amin. Cuvine se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât Eruvinii și mai mărită fără de asemănare decât Serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, în numele Domnului Părinte, binecuvintează. Nu este Dumnezeu ca să-L faci ca să iubite pe oameni, totdeauna cum și pururea și în vecii vecilor. Îl mai așteptăm pe Părintele, sperăm că va răspunde cu aceeași dragoste și cred că asta face, pentru că tot timpul când este chemat, solicitat de către tine, ca unul care e tânăr și cunoaște din lăuntru toate acestea, vine întâmpinând întâmpinarea tinerilor. Mulțumim gazdelor noastre, domnul director aici de față, și-a arătat deschiderea ca întotdeauna. Mulțumim și familiei Rusu, care s-a implicat în organizarea acestui eveniment. Și mulțumim lui Dumnezeu, nu în ultimul rând, pentru că El a nevoit să fim împreună în această dimineață.